Vreau să vă vorbesc despre o inițiativă legislativă pe care o avem și care adresează o problemă foarte importantă a societății din România, și anume reclama agresivă și crearea unei adevărate culturi a parierii în România. E vorba de jocurile de noroc. Sigur că acestea afectează mai degrabă persoanele vulnerabile, zonele vulnerabile. E vorba de povară financiară, e vorba de îndatorare, de povară emoțională, de familii distruse, de vieți destrămate. Și sigur că am încercat să găsim soluții, am găsit o recomandare a Comisiei Europene, care practic, la fel ca și la fumat, la țigări, recomandă unele mesaje care să fie asociate reclamei la jocurile de noroc, mesaje care să contrabalanceze cumva reclama agresivă, acea arătare a unei lumi miraculoase, a câștigului, a bunăstării. Și aceste două mesaje, care pot fi transmise alternativ și trebuie să însoțească toate calupurile publicitate, toate formele de publicitate la jocurile de noroc, ar trebui să atragă atenția asupra riscurilor. Unul dintre ele, dintre aceste mesaje care ar trebui să însoțească toate formele de reclamă, conține mesajul familie, bunăstare, viață socială, ești gata să riști totul, iar celălalt atrage atenția asupra riscurilor. Jocurile de noroc implică riscuri, dependență, singurătate. Aceste mesaje ar putea să contrabalanceze, cum spun, în societate mesajele agresive, mesajele dăunătoare, mesajele, până la urmă, publicitatea înșelătoare la aceste jocuri de noroc care au umplut efectiv România. Mulțumesc! Ministrul Adrian Căciu a pus lupul pasnic la oi. Acum câteva săptămâni presa a devaluat o situație extraordinar de gravă în care un angajat al Ministerului Finanțelor, un om pus și plătit din bani publici să supravegheze piața jocurilor de control, a câștigat în mod extraordinar de norocos în ultimii 3 ani 100.000 de euro de la același operator de pariuri, sume similare în fiecare an. Acest lucru este imposibil, ne spun experții, ne spune orice probabilitate statistică. Și ministrul Căciu nici până în ziua de azi nu a ieșit să dea explicații despre cum a fost posibil acest lucru sau să ne spună ce măsuri a luat pentru a preveni situații de genul. Așa că astăzi USR, împreună cu colegii mei parlamentari USR, Adrian Viner, Sebastian Cernic și Filip Havârneanu, am propus un proiect de lege, am depus un proiect de lege prin care să introducem în lege această incompatibilitate crasă, adică membrii Comitetului de Supraveghere al ONJN să nu poată juca într-o piață pe care ei o reglementează, o supraveghează, o controlează și o sancționează. Noi considerăm că nu poți să fii și jucător și controlor în același timp și sperăm ca toate partidele din Parlament să susțină această inițiativă legislativă. Mulțumim!